Bună ziua! Eu mă numesc Apoșnica Canchilin și aceasta este prietena mea, Daniel Cuhal, și astăzi ne vom prezenta un proiect în care ne vom povesti cum să mențineți igiena personală în perioada adolescenței. Aș vrea să încep să vă povestesc ce este igiena personală. Igiena personală este un proces care face parte din rutina fiecărui om care vrea să aibă grijă de sine și de aspectul său. În mod evident, această activitate ar trebui să fie recurentă și repetitivă, adică să se repete în fiecare zi, și nu doar înainte de o sărbătoare sau de o zi de școală. Beneficiile sunt multiple și țin atât de aspect cât și de sănătatea dumneavoastră. Există câteva noțiuni pe care e bine să le cunoști, dar și modalități maleabile de îngrijire a propriei persoane pe care nu trebuie să le ignori. Corpul. Spălarea zilnică cu apă și săpun diminuează pericolul apariției erupțiilor pe piele, elimină transpirația și mirosurile neplăcute. Părul. Grăsimea părului se recomandă spălarea de 2-3 ori pe săptămână. Dinții sunt o parte foarte importantă a corpului uman. Pentru a menține cavitatea bucală curată, trebuie să spălați dinții de cel puțin 2 ori pe zi. Dar dacă este posibilitate, după fiecare masă, după dejun, prânz și cină. Este important ca fiecare adolescent să știe că piruța de dinți, pieptenile, unghiuță sau forfecuță pentru manicură, aparatul de ras, batista, prosopul, slipul, toate sunt obiecte proprii și nu trebuie împrumutate. Adolescenții pot sta cu orele în fața oglinzii, descoperind mereu ceva nou la înfățișarea lor. Depinde de gradul de autostimă, autoapreciere, autorespect pe care îl avem. Astfel, dacă ne acceptăm pe noi înșine, dacă ne apreciem pentru ceea ce facem bine, aceasta contribuie la autorespectul și încrederea în sine. Dacă acceptăm că avem slăbiciuni fără să ne criticăm în permanență cu ele, aceasta constituie baza toleranței față de sine și implicit față de alții. Întrebări și răspunsuri ferbinte despre igiena personală. Cât de necesară este curățenia corporală? Este extrem de necesară pentru a fi apreciat de către cei din jurul tău, dar mai ales pentru a avea un nivel crescut de stimă de sine. Mă pot înnovi dacă nu mă îngrijesc. Da, de multe ori, anumite afecțiuni sau boli sunt cauzate de igiena pietrală și de neglijență. De exemplu, când ești răcit, asta înseamnă că ai umblat afară fără căciulă. Asta tot este un fel de igienă care te va ajuta să te simți sănătos. Am discursul, noi vrem să vă rugăm să mențineți igiena voastră personală și să încercați să îndepliniți toate punctele care le-am spus mai sus ca să fiți sănătoși și să aveți o stare psihică bună. Vă mulțumim pentru atenție!